Mihaela? Da. Da, o să avem rugăminte să vă puteți așa mai. O să ne dăm. Așa. Să ne fie mai comod și ca să aflăm cum credeți dumneavoastră. Ce ocazie noi avem aici? Suntem 4 ani de când suntem împreună. Deci acesta este momentul, da? Din cadrul familiei deja a venit cu surpriză deosebită. Cred că nu are rost să pun întrebarea de la cine, da? Depinde. Așa, din partea soțului, acest buchetel va aparține și o să vă rog foarte mult să luați. Așa, scurtam. Este. Mult. Să fie comod. E bine? Da. Așa. Și este clar și evident că nu s-a putut lipsi, da? Fără câteva cuvinte dedicate dumneavoastră, care o să le dau citire cu mare drag. Aș dori să te mulțumesc pentru toate momentele petrecute, cot la cot. Pentru luminile și pentru cel mai valoros, adică fica. Pentru mine tu ești aer. Fără tine, eu sunt doar un obiect fără suflet, fără gânduri, fără emoții și fără sens. Eu vreau să-mi cer iertare de toate greșelile pentru care au fost, dar tu, indiferent de toate, m-ai iubit. Tu ești iubita mea, tu ești mama fetiței noastre. Mulțumesc frumos! Așa, cuvinte frumoase au venit astăzi pentru dumneavoastră și evident, să vedem de ce-i prins. Ai emoții! Te mulțumesc frumos, noi tot te mulțumim că ești alături de noi, ne iubești, ne stimează, ne ești alături în fiecare moment, în fiecare clipă. Și te iubim foarte mult. Mă bucur, suntem o familie, unită, ești lângă mine, ne-ai oferit câteodată așa o pruncă. Ca o obscură, da, ce-ți facem așa? Tare mult te iubesc. Mulțumesc frumos! Noi vă urăm ca pe viitor așa și să fie o familie puternică, da? Să fiți exemplu pentru alte cupluri. Asta e frumos! Să vă iubiți, să vă respectați, să vă susțineți, da? Mulțumesc frumos! Pentru familie! Felicitări! Mulțumesc frumos! Venim și la anul? Venim!